În ceea ce o privește pe Antonia, aceasta nu a mai fost la fel de agasantă cu Albert cum a fost la petrecerea trecută. Dimpotrivă, i-a acordat acestuia mult mai mult spațiu, ba chiar la un moment dat Albert stătea mai mult singur, pentru că atât Antonia cât și Andrada au făcut doi pași în spate în ceea ce îl privește pe Albert. Nu știu care sunt gândurile lui în momentul de față și în ce direcție se va îndrepta în viitor, pentru că la petrecere nu a făcut pași înspre nimeni, chiar dacă Maria s-a arătat interesată de a-l cunoaște, așa cum spunea chiar în gală, în discuția avută cu băieții. Sincer, pe el nu-l văd absolut interesat, absolut deloc interesat de aceasta. Antonia a petrecut cu toți ceilalți din casă, a dansat mai mult cu Valentin, la fel cum s-a întâmplat și la petrecerea trecută, a mai dansat și cu Cristi, concurentul nou, dar nimic interesant, nu s-a legat absolut nimic în ceea ce o privește, a spus clar până în momentul de față că doar de Albert este interesată. Nici pe Maria nu am văzut-o să facă pași spre un băiat anume. Se pare că în momentul de față este în expectativă.